Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Astăzi, în duminica a cincea după Paști, la Sfânta Evanghelie care se citește în cadrul Sfintei Liturghii, pericopa Evangheliei că ne amintește despre femeia samarineancă, despre întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu femeia samarineancă și este una dintre cele mai frumoase pericope evanghelice din cursul anului bisericesc. Ea este, această pericopă evanghelică, este cuprinsă în Evanghelia după Ioan și tratează niște teme foarte, foarte importante, foarte, foarte adânci duhovnicești. Principalele teme pe care le dezbate pericopa evanghelică de astăzi, iată, în prima duminică care ne întâlnim la biserică, ne vom întâlni la Sfânta Liturghie, săvârșit afară, de data aceasta cu credincioși, după aproape 2 luni de zile, împreună, noi preoții și cu dumneavoastră credincioșii, pentru că biserica este împreună, creoși și credincioși, nu putem, niciodată nu este despărțită, este formată din cler și popor. Astăzi este, iată, această pericopă evanghelică care tratează două teme fundamentale, două teme principale. Anume, o temă care este închinarea în Duh și în adevăr, dar iar tema principală a acestei evanghelii este apa cea vie. Știți că Domnul Iisus Hristos mergea din Iudeea, din Ierusalim, către Galileea Nord și a trecut prin mijlocul Țării Sfinte, unde era Samaria. Acest popor al Samariei, datorită colonizărilor care s-au făcut, au fost duși evrei undeva în fundul Asiei și a dus alte populații asiatice, peste 10 populații etnii. Deci era un popor hibrid, care aveau credință foarte amestecate și era un amalgam de credințe și de obiceiuri. Și de aceea iudeii se amestecaseră unii cu ei, se căsătorise așa cum se întâmplă și ca atare să perimase și credința și se, nu mai era credința adevărată, monoteistă, credința pe care poporul evreu are meritul să o fi păstrat câteva mii de ani până la venirea Domnului Iisus Hristos, credința într-un singur Dumnezeu de la Avram. Și astfel, acest loc era un loc infam, un loc pe care evreii de bună credință îl ocoleau. Ei, Domnul Iisus Hristos nu îl ocolește, arată că El a venit din cer ca să-L mântuiască pe om și venind din cer, din dragoste pentru om, El să și identifică cu samarineanul. Se numește samarineanul milostiv și El salvează pe omul căzut între tâlhari, care reprezintă tâlharii spirituale, adică diavolii, care l-au rănit pe om, l-au despărțit de Dumnezeu, l-au lăsat abia viu. Și deci Domnul Hristos este samarineanul cel milostiv, care îl ia pe om pe umerii lui, adică a luat firea omenească și îl unge cu un de lemn și vin, care reprezintă bucuria învățăturii lui Hristos și harul Duhului Sfânt, care unge și tămăduiește, și îl duce la Han, care este biserica, unde slujitorul lui Hristos este dat să tămăduiască pe toți bolnavii, pe acest bolnav în continuare și pe toți bolnavii căzuți între tâlharii spirituali și răniți cu rana gândurilor și a sentimentelor spirituale, să îi tămăduiască cu cei 2 dinari care îi primește, care înseamnă învățătura Vechiului și a Noului Testament. Și cu alte învățături care le poate folosi, pentru că învățături ale lui Duhului Sfânt, Dumnezeu, se pot extrage și din multe, multe exemple din viață, din lumea aceasta și din creație și din mai multe locuri. Ei, în acest loc al Samariei, Domnul Hristos nu locuiește, trece prin el, se oprește într-o cetate numită Sihar, unde era o fântână a patriarhului Iacob,
strămoșul poporului evreu, fiul lui Isaac, nepotul lui Avram, și stând acolo, era ziua în amiază mare, apostolii se duc să caute, să cumpere ceva de mâncare în oraș și să aducă mâncarea la fântână să guste ceva. Între timp vine o femeie de săteancă la fântână să scoată apă. Și Domnul Hristos, trecând peste barierele acestea lingvistice, etnice, naționale, mentale, evrei nu vorbeau absolut deloc cu samarinenii, considerându-i spurcați, trădători de credință, trădători de neam. Domnul Hristos intră în discuție cu această femeie, o abordează, îi cere apă, spune, dă-mi apă să beau. Ea se miră că o abordează, că vorbește cu ea și spune, cum tu, un evreu, cer de la mine apă? Și atunci Domnul Hristos mută discuția într-un alt plan existențial. De la această apă vie pământească care izvorăște din pânza freatică creată de Dumnezeu, mută discuția la în planul existențial duhovnicesc, la apa vie duhovnicească, spirituală, spune. Dacă ai fi cerut tu, ai fi știut tu cine este cu cel care stai de vorbă, ai fi cerut tu apă de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Și atunci începe o discuție duhovnicească foarte, foarte frumoasă. Ei, mai întâi să înțelegem acest prim termen, această primă noțiune, acest prim concept al apei vii. Ce este apa vie? Este foarte important. Apa vie, să știți, este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum sufletul nostru și viața noastră biologică nu poate trăi fără hrană, respirație și locomoție. Mișcare. Dar omul fiind 70-80% apă, hrana noastră principală este de fapt apa, mâncarea. Mâncăm cât puțin, fără mâncare putem să trăim mai ușor, dar fără apă mai greu poate trăi organismul nostru. Păi, așa se întâmplă și în plan spiritual. Apa este lucru fundamental. Și cum fizic noi avem nevoi fizice, trebuie să bem apă ca să organismul se deshidratează dacă nu folosim apă sau ceai sau alte lichide, așa avem nevoie să spiritual să ne adăpăm. De aceea Domnul Hristos, și a fost acum miercuri în jumătățirea praznicului, și el spune la un moment dat un cuvânt care l-a spus în templu celor care l-au de față, de este cineva însetat să vină la mine și să bea. Și cel care va bea apa care vă dau eu, se va face în el izvor de apă vie. Izvor de apă vie și râuri vor curge din pântecele lui, adică din ființa lui. Ei, acest cuvânt, această apă vie, vie este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, la modul desăvârșit, în două planuri ni-l a dat și ni-l dă Iisus Hristos. El ne-a dat cuvântul Tatălui vreme de 5508 ani în postură de cuvânt neîntrupat. În postură de cuvânt neîntrupat, el a vorbit cu Avram, i-a spus, eu sunt cel ce sunt, a vorbit cu Moise, cu Isaac, cu Iacob, cu prorocii și i-a dat lui Moise cele 10 porunci prin Arhanghelul Mihail și cele 660 de porunci detaliate și astfel a dat hrană. Cuvântul lui Dumnezeu este în primul rând o hrană spirituală. Este o hrană spirituală care te hrănește când o auzi, dar este mai mult decât atât o hrană, o apă spirituală care te hrănește când începi să o împlinești. Ai început să pui în practică cuvântul, simți că s-a așezat în tine, s-a așezat în tine și apoi el poate să izvorască din tine. Ai trăit și tu experiența lui, ai trăit-o și poți să o transmiți mai departe. Psalmistul spune, psalmistul David, strămoșul Domnului Hristos spune, gustați și vedeți că bun este Domnul. Am gustat, am zis ce bun este Domnul, ascultând de el, am iubit pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, toată inima, toată puterea, adică cele patru facultăți ale ființei umane, l-am iubit, am văzut ce bun e, simți, pace, iubire,
bucurie, blândețe, siguranță, putere, în toată ființa, în inimă, în voință, minte, în suflet, în trup, ele, aplicând mereu, iubim pe aproapele ca pe noi înșine, am iubit pe aproapele ca și chipa lui Dumnezeu, sub ipostaza a tuturor oamenilor creați, sunt miliarde de oameni creați, așa cum sunt celulele în organism, milioane, miliarde, dar ea, fiecare celulă potențial este un om, așa, toți oamenii creați din lumea aceasta, ei sunt de fapt chipul lui Dumnezeu și fac parte genetic din ființa noastră. Noi iubim pe toți ca pe noi înșine. Nu putem face deosebire dacă îl iubim pe Dumnezeu, care îmbrățișează în iubirea Lui, în lumina Lui, în puterea Lui, întreaga creație. Și atunci, iubind în acest fel, am simțit și noi iubirea Lui, că se sălășluiește într-un noi. Ea trăind-o, gustând, ea se face noi izvor de apă vie. O putem transmite mai departe. Ceea ce trăim noi, transmitem, lăsăm să curgă prin noi și la alții, noi preoții duhovnici și duhovni mai ales, simțim acest lucru, mai ales când spovedim. Uneori stăm 10 ore, 12 pe scaunul de spovedanie și simți cum Harul lui Dumnezeu trece prin tine. Omenește vorbind, n-ai avea ce să spui la zeci, la sute de oameni, dar el îl simți că ești doar un conductor prin care trece Harul lui Dumnezeu, la care participi și tu cu voința ta, cu rațiunea ta, cu memoria ta, cu știința, înțelepciunea omenească cât o ai și experiența care ai acumulat-o. Dar 99% este Harul lui Dumnezeu care lucrează. El se face izvor de apă vie și se revarsă sub chipul înțelepciunii, al bunătății, al iertării, al iubirii și așa mai departe. De aceea spune că apa vie, deci care a dat-o Hristos, să revarsă pe cele 9 canale pe care le numeră Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, Apostol Pavel, în care el spune roadele Duhului Sfânt prin Hristos să se sălășluiește apa cea vie în noi, care este Duhul Sfânt, să se sălășluiește la botez, integral, toate puterile divine umane ale lui Iisus Hristos. Iar apoi, ele lucrează prin taine, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin rugăciune, prin împlinirea poruncilor. Și apoi ele se fac în noi izvor de apă vie, purtător de Duhul Sfânt. Purtându-L pe Duhul Sfânt în noi, noi de fapt îl purtăm pe Hristos, pentru că Hristos și Duhul Sfânt și Tatăl una sunt. Dumnezeirea, Teotita, toate atributele Dumnezeirii sunt una, aceleași, și la Tatăl, și la Fiul, și la Duhul Sfânt. Și purtându-L pe Hristos în noi, pentru că Hristos este Cel care ne face cale la Tatăl, se face cale, ușă, ne l-a făcut descoperi pe Tatăl, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl și este lumina lumii, noi îl purtăm pe Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt se manifestă, așa cum v-am amintit, pe aceste 9 canale. Pe canalul iubirii, roadele Duhului Sfânt sunt iubirea, canalul iubirii, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, înfrânarea, curăția, credincioșia. Ele pot fi luate și în sens invers, începând de la credință, de la credincioșie întâi. Deci, iubirea, când iubești, ierți, revești iubire, lași izvorul de apă via lui Hristos să treacă prin tine. Când ai bucurie, pentru că credința este o bucurie, este o bucurie dumnezească care izvorăște din ființa fericită a lui Dumnezeu. El este singurul fericit și poate izvorâ această fericire care ne-o dăruiește și nouă. Numai de la El izvorăște pentru toate făpturile create, îngeri și oameni. Iubirea, pacea dumnezească, pacea care covârșește toată mintea, bunătatea, înfrânarea de la rău, blândețea, îndelunga răbdare, curăția, că Dumnezeu ne-a făcut, creat curat ca și pe îngeri și aceasta e destinația noastră, puritatea absolută, curăția absolută, Sfințenia. Toate acestea sunt lucrarea apei vii. Ori apa vie se revarsă, cum am spus, sau este pentru noi cuvântul lui Dumnezeu. Noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, este Cel care ne curățește, ne pacifică, ne îmbunează,
ne mângâie, ne alină, ne bucură, ne fericește și ne sfințește. Și apoi, mai departe, în discuția pe care o are Domnul Iisus Hristos cu femeia samarineancă, este și discuția aceasta care duce la vorba despre închinare. Femeia, la început nu știa cine e, când Domnul Hristos i-a cerut să-și aducă bărbatul, femeia care era o isteață, i-a spus, dă-mi această apă, dacă ai apă vie, dar nici găleată n-ai, dă-mi această apă vie ca să beau, să nu mai tot vin aici să scot, să nu mai vin la fântână să scot în toată ziua. Și atunci i-a spus, mergi și cheamă-ți bărbatul. I-a specific, femeia nu-i completă fără bărbat, cap al femeii bărbatul. Și ea i-a spus, n-am bărbat. Și Domnul Hristos nu i-a descoperit toate păcatele ei pe la Dumnezeu, i-a spus, bine zici că n-ai bărbat, că 5 bărbați ai avut și pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Adică trăia cu al 6-lea concubina. Și atunci, sigur, s-a cutremurat, ființial s-a uimit și a zis, văd că ești proroc, Doamne. Sau... Și atunci a trecut și ea discuția într-un plan existențial. Și a spus, unde este bine să ne închinăm? Noi, samarineni, credem că aici ne închinăm pe muntele Garizim. Voi ziceți că la Ierusalim. Care e adevărata închinare? Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, voi vă închinați la ce nu știți, pentru că era acele dumbrăvi idola, în care erau foarte multe zeități idolatre pe muntele Garizim și era templul din Ierusalim, unde era singurul templu închinat Dumnezeului adevărat până la Hristos, Dumnezeului unu. Era singura religie monoteistă, religia evreilor, mozaică. Și atunci Domnul Hristos îi spune, voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, că mântuirea vine de la evrei. Prin evrei, prin iudei, s-a dat mântuirea tuturor neamurilor. Maica Domnului a fost evreu, prorocii, toți evrei, din evrei, din Maica Domnului și din Duhul S-a născut Hristos, care este evreu, și prin apostoli evrei, prin ei s-a dat mântuirea tuturor oamenilor. Celelalte popoare, spune că au fost altuiți ca și măslinul sălbatic în măslinul domestic și astfel prin rădăcina lor, prin rădăcina apostolilor, prorocilor, din ursul ne tragem și noi seva, seva Duhului Sfânt, Harului, prin care ne mântuim. Și atunci Domnul Hristos, spunându-i lucrul acesta, că mântuirea vine de la evrei, sigur că nu poți să-L primești pe Hristos fără ca să ții cont de poruncile legii lui Dumnezeu, legii vechi, care a dat-o Dumnezeu lui, prin Moise, atunci Domnul Hristos îi începe discuția și trece pe un alt plan, mai urcă o treaptă și vestește Evanghelia. Dar spune, va veni vremea, și a și venit, în care adevărați închinători ai Tatălui nu se vor închina nici în Ierusalim, nici pe muntele Garizim, ci se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ori asta însemna că Hristos a venit pe pământ. Și ea a recunoscut, i-a spus, știm că va veni Mesia care ne va descoperi toate. Și atunci el a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine. A fost lovitura mortală, fatală, care i-a convertit sufletul. Și atunci, sigur, ea a lăsat găleata, a alergat în cetate, a spus tuturor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate. Și convertirea ei a dus la convertirea întregii cetăți. Până la urmă, Domnul Hristos a stat în acea cetate două zile, care reprezintă expunerea Vechiului și a Noului Testament și s-a convertit acea cetate. Și de aici se reține sintagma închinarea în Duh și în adevăr. Închinarea în Duh înseamnă închinarea în Duhul Sfânt. Nu poți să-L numești pe Iisus Hristos Domn și Dumnezeu fără să ai Duhul Sfânt, decât în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care ne mișcă spre Dumnezeu. Ne mișcă dragostea, plăcerea de a-L asculta cuvântul lui Dumnezeu. Mișcă noi dorința de a-L iubi pe Dumnezeu, de a ne ruga Lui, de a vorbi cu El. Duhul Sfânt se spune că este cheia cuvântului. El ne dă înțelesul
cuvântul lui Dumnezeu. Noi citim Biblia, citim cuvântul lui Dumnezeu. Dar fără Duhul Sfânt, care este adevărat autor al Bibliei, care i-a insuflat pe proroci, pe apostoli pe care au scris, nu putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că Biblia, Scriptura, Sfânta Scriptură, este cuvântul de dragoste al lui Dumnezeu față de om. E scrisoarea aceasta de dragoste, cuvântul lui Dumnezeu, care ne aduce nouă bucuria, fericirea, apa vie, nu-l putem înțelege fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, așa cum v-am spus, este cel care dă iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, înțelegerea, credința, curăția. El este cel care dă viață, totul viază prin Duhul Sfânt. Nu există un fir de iarbă care să vieze, nu poate fără Duhul Sfânt. Viață, viață vegetală, animale viață, viață animală. Omul are viață și vegetală, și animală, și rațional cuvântătoare, ca și îngerii. Cerurile, toate îngerii, cele nouă cete, toate trăiesc în Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt cunosc pe Dumnezeu, în Duhul Sfânt îl laudă pe Dumnezeu. De aceea Duhul Sfânt, Mângâietor, este a treia persoană a Sfintei Treimi, care izvorăște din Tatăl și se odihnește în Fiul și este trimis de Fiul și continuă lucrarea Fiului. Fiul a stat pe pământ 33 de ani și El ne-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu, ne-a descoperit pe Tatăl, ne-a descoperit calea. El se mărturisește pe sine, Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, Ioan 14 cu 6, și ne arată modalitatea de viață, de trăire pe care trebuie să o trăim, adică ce trebuie să cunoaștem și ce trebuie să trăim ca să fim fii ai Tatălui, să fim plăcuți Tatălui, să intrăm la Tatăl. Deci, lucrul acesta îl continuă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu se propovăduiește pe sine, ci pe Hristos, îl scoate în evidență pe Hristos. De aceea se spune, deci, că Duhul Sfânt continuă lucrarea lui Hristos. Duhul Sfânt s-a revărsat în biserică la cincizecime, s-a coborât peste apostoli în chip de limbi de foc și i-a restaurat. Ei dintr-o dată s-au trezit toți apostolii, din oameni slabi, fricoși, neștiutori, incompleți. S-au trezit că au plinătatea lui Hristos, că au inima lui Hristos care poate iubi infinit, să se lasă răstignit în fiecare zi pentru orice vrăjmaș și de către orice vrăjmaș. S-au trezit că au voința lui Hristos, care e o voință de a fi răstignit de mii de ori din iubire pentru alții, ca să-i mântuiești, și s-au trezit că au mintea lui Hristos, că știu toate cuvintele lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu care s-a spus prin proroci și că îl interpretează în adevăr, în duh și în adevăr. Deci, dintr-o dată, ei s-au trezit, apostolii au fost primele ființe restaurate după Maica Domnului, care a fost restaurată la Buna Vestire. Și Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt, este toată lucrarea bisericii. În Duhul Sfânt sunt slujbele bisericii, botezul, taina spovedaniei, taina Euharistiei, cununia, hierotonia, Sfântul Maslu, Sfânta Liturghie, mai ales sfințirea trupului și sângelui Domnului, adică pâinii și a vinului, în trupul sângelui Domnului, toate se fac, este lucrare prin Duhul Sfânt. Dar spune în Duh și în adevăr, adică Duhul Sfânt îl prelungește pe Hristos, îl duce mai departe lucrarea lui Hristos, este lucrarea bisericii, este în Duhul Sfânt și închinarea care o facem noi în biserică când ne închinăm Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, este o închinare în Duh, adică îl numim pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos, Domn și Dumnezeu. O facem în Duhul Sfânt, dar eu o facem și în adevăr, pentru că aceasta de fapt e și lucrarea lui Hristos care se prelungește în istorie, în biserică. Se spune că la noi prin botez și prin ascultare de Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor evanghelice, a rugăciunii și a Sfinților Taine, noi devenim fii ai lui Dumnezeu, după har, și devenim Hristos fiecare, adică Hristos, prin pogorârea Duhului Sfânt și prin botez, se multiplică milioane și miliarde de exemplare în toți creștinii botezați. Iată, de aceea folosim închinarea în Duh și adevăr. Vreau să vă mai spun că dacă Sfânta Liturghie o facem în Duh și în adevăr, e centrul Sfintei Liturghii, este taina Sfintei Euharistii, că Sfânta Împărtășanie, trupul Sângele Domnului, de care noi ne împărtășim, care este însăși prezența lui Dumnezeu cel viu pe pământ, între noi.
În biserică sunt 8 modalități de împărtășire, care sunt într-un mod gradat, într-un mod treptat. Prima modalitate de împărtășire este Duhul Bisericii. Ne întâmpină Duhul Bisericii. Fiecare biserică locală, lăcaș de cult, are un duc specific al ei. Apoi ne întâmpină vizual. Avem o împărtășire vizuală prin icoanele și pictura bisericii. Apoi este o împărtășire personală a treia treaptă pe care o facem închinându-ne în fața fiecarei icoane. Noi când ne închinăm la icoanele lui Hristos și a Maicii Domnului Tetrapoarte, spunem acele rugăciuni mântuitoare. Prea curatului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertare păcatelor noastre, că de bunăvoie, binevoita te sui cu trup pe cruce ca să mântuiești din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. Adică Hristos, de bunăvoie, a venit pe pământ, a luat fire de om, s-a suit pe cruce, s-a răstignit ca să ne mântuiască pe noi. Deci este o primă lucrare a mântuirii care o facem prin închinarea icoană. Apoi, Maicii Domnului, ceea ce este izvorul milostivirii, ceea ce este izvorul milei, Maica Luminii, izvorul milostivirii, îl poartă pe Hristos, ne l-a dus pe Hristos prin viața ei fără păcat, învrednicește în milostivirii tale curată, născătoare de Dumnezeu, ca să strigăm și noi cu bucurie, ca și Gavril oarecând, bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. Pentru că este vrednică doar de laudă, de bucurie, de fericire, Maica Domnului. Și apoi, sigur, ne întâmpină gradat, auditiv, slujbele, imnografia, este a patra treaptă, textele prorocilor, care le auzim la paremii, sunt a cincea treaptă, textul apostolului este a șasea treaptă, textul evanghelic este a șaptea treaptă și apoi rugăciunile euharistice, Heruvicul, care este revelația prorocului Isaia, noi care pe Heruvim, cu taină închipuim, făcătoare de viață, trăim, între sfântă cântare aducem. Și imnul serafimic, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava Lui, este de asemenea revelația Sfântului proroc Isaia, Evanghelistul Vechiului Testament. Acestea ne pregătesc de momentul culminant, central al Sfintei Liturghii, când la invocarea Duhului Sfânt, la rugăciunea anumită epicleză, în timp ce credincioșii, strana, corul, cântă imnul, cel mai frumos timp din Sfânta Liturghie, pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție ne închinăm, ție ne rugăm și ție îți mulțumim, ție ne rugăm, Doamne, atunci se transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Este momentul culminant. Deci, treapta opta. Iar de acolo, din moment ce s-au sfințit, noi deja suntem în fața lui Dumnezeu cel viu. Sfânta Împărtășanie nu mai este ceva omenesc, ci este prezența lui Dumnezeu cel viu între noi, prezența lui Dumnezeu cel viu în potir. De aceea, în biserica, adică folosit potire, ar trebui chiar de aur, de diamant, o singură linguriță care e sfințită cu așa ceva, pentru așa ceva, un singur potir. Pentru că el îl păstrează pe însăși Dumnezeu cel viu. Pe Dumnezeu cel viu, împăratul slavei, ar trebui să-l pui în potir de aur, de diamant, cei mai scump pe pământ. Este însuși Dumnezeu Dumnezeilor, împăratul împăraților, domnul domnilor, se află în Sfântul Potir, Dumnezeu. Iar noi când ne apropiem, preotul cheamă poporul, după ce se împărtășesc preoții după rugăciunea Tatăl nostru, spunând cu frică de Dumnezeu, cu iubire, cu credință și cu iubire, apropiați-vă. Iar credincioșii îl numesc pe Domnul Iisus Hristos un cuvânt din psalm, ceea ce a fost numit când a venit pe pământ, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul, adică Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, Fiul din Tatăl. Dumnezeu este Domnul, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat și s-a arătat nouă, a venit pe pământ. Și în rugăciunea dinaintea părtășirii, noi spunem, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care vine în nume să mântuiești pe cei păcătoși de care sunt eu. Și cred că e prea curat sânge, trupul tău și prea curat sângele tău. Deci ne împărtășim cu însăși Dumnezeu cel viu. De aceea, despre Sfânta Împărtășanie nu pot exista controverse, discuții omenești. Este vorba de dumnezeire. Dumnezeirea nu se poate discuta, că nu poate fi înțeleasă cu rațiunea, ci doar se poate primi prin credință. Noi credem că e Dumnezeu cel viu, ne împărtășim cu Dumnezeu cel viu.
prin credință ne împărtășim, nu prin rațiune, prin înțelegere. Nu se poate. Toată viața noastră lumească este trăită prin credință. Dar reținem din Sfânta Evanghelie de astăzi noțiunea de apă vie, ne împărtășim de apă vie, de iubirea lui Dumnezeu, credința lui Dumnezeu, blândețea lui, pacea lui Dumnezeu, blândețea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, curăția lui Dumnezeu, ne împărtășim din ele și ele să se lăsuiesc în noi și curg mai departe prin noi și la alții, se pot și alții împărtăși. Apoi ne închinăm lui Dumnezeu, toată închinarea care o facem Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, slăvim pe Tatălui Duhul Sfânt, în Duh, în Duhul Sfânt, pentru că tot ce facem în Duhul Sfânt, tot sufletul viază prin Duhul Sfânt trăim, și în adevăr, adică în Hristos. Noi numim viața duhovnicească, viața în Hristos, trăim în Hristos și având ca și centru al credinței noastre, centru al vieții noastre duhovnicești, Euharistia, adică pe Hristos, cel viu, veșnic viu, prezent în Sfântul Potir, în taina Sfintei Euharistii. El este prezent, acel cuvânt care l-a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, el este prezent tot timpul pe Sfânta Masă, pentru că pe Sfânta Masă se păstrează tot timpul Sfânta Împărtășanie, care se sfințește în Joia Mare pentru cei bolnavi, și stai în Sfântul Mir, Sfântul Marele Mir, sfințit din întreg Sfântul Sinod, tot în Joia Mare, care este prezența Duhului Sfânt. Deci, ele sunt prezente pe Sfânta Masă. Așadar, acestea sunt, pe scurt, înțelesurile pericopei evanghelice de astăzi, Duminica Cincea Samarinence, numită și Duminica sau Evanghelia Apei Celei Vii sau Evanghelia Închinării în Duh și în Adevăr tuturor, bucuria și Harului Hristos și a Duhului Sfânt să fie peste noi, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și să curgă pentru noi și prin noi și la alții. Amin. Hristos a înviat.